Aș ruga să se pregătească și să urce în scenă echipa de fotbal. Deci fotbaliștii noștri, stimați cetățeni, pe perioada anilor 2008 până astăzi am avut o echipă de fotbal care au promovat de-a lungul timpului în Liga a 4-a. Au ajuns anul acesta locul 3 pe județ au avut, fiind o comună față de ceilalți care au echipe de fotbal în orașe. Pe parcursul timpului, cetățeni din localitate, tineri din localitatea noastră care au jucat fotbal, au abandonat, o parte au plecat în străinătate, o parte au ajuns la o vârstă în care nu poate să mai joace, am fost nevoiți, am adus din alte localități limitrofe, chiar și din municipiul Bacău. La ora actuală am format o echipă care se află sub îndrumarea profesorului de sport David Ciobe. Copiii toți sunt minori și astăzi au avut primul meci la Letea Veche, din câte cunosc, dacă zic bine. Îi rog să poftească în scenă. Haideți, copii! Haideți, haideți, haideți cu forță, fotbaliști! Haideți, haideți! Ce să uitați la... Deci au debutat astăzi, nu vă mai spun rezultatul, pentru că pentru prima dată s-au obișnuit și ei cu terenul, pentru prima dată fără antrenament, au mers la Letea Veche și au susținut. Vă promit că și perioada cât voi fi la conducerea unității administrativ-teritoriale, vă voi sprijini cu sumele necesare, cu aprobarea Consiliului Local și veți avea inclusiv mijloc de transport să vă puteți deplasa. Pe locul 3, pe județ, a fost echipa noastră, Clubul Sportiv Dofteana, care a avut un antrenor ce a avut rezultate din ce în ce mai bune de fiecare dată. Ne-a fost și ne este alături. Din diferite motive, primul rând de sănătate, nu poate să mai continue cu această echipă, dar teoretic va fi alături de noi. Am obligativitatea morală să-l invit în scenă pe Iulian Potoc, cel ce a fost antrenorul echipei de fotbal. Văd că aplauze are destule, dar în jurături cred că și mai multe a avut perioada cât a fost antrenor. Iulica, așa cum îți spuneam de fiecare dată, tu meriți mai mult. Dumnealui, să știți că n-a fost chiar orice antrenor, a fost un antrenor care are școală de antrenori, care au avut rezultate destul de bune, care a fost contactat și de alte localități limitrofe să antreneze, dar pe primul plan i-a bătut inima pentru faptul că este doftean. Mulțumesc, Iulian! Felicitări pentru toată activitatea și te rog frumos să fii alături de noi. Claudia! Da, dacă... Ce facem cu astea? Și... Celelalte? Haideți, doamnă, că așteaptă ăștia. Iulian Potoc. Felicitări, Iulian. Mulțumesc foarte mult echipei de fotbal. Voi fi alături de voi. Aș vrea să-i aplaudăm și să le dorim mult succes. Felicitări! Poftiți!